Bun găsit! Creștinismul este o credință asupra naturalului. Considerăm că, dincolo de materie și de natural, există o lume spirituală. Însă, această lume interacționează cu pământul. Întrebarea la care dorim să aflăm răspuns din partea lui David Goran, doctor în teologie și pastor al Bisericii Sfânta Treime din Alba Iulia, este următoarea. Poate fi un creștin demonizat? Nu, cred cu toată convingerea că un creștin născut din nou, care îl are pe Hristos, nu poate fi demonizat. Și argumentele pe care le-aș aduce în sprijinul afirmației sunt mai multe. În primul rând, ni se spune foarte clar că cel care este în noi, adică Hristos, este mai tare decât cel care este în lume, respectiv decât Diavolul. Cred că un credincios poate fi sub atacurile unui demon sau acelui rău, dar nici de cum posedat, așa cum întâlnim cazul, spre exemplu, a demonizatului din Gadara, unde sunt semne evidente ale uh, demonizării și care trec dincolo de anumite simptome care se regăsesc și în boli psihice sau în schizofrenii și alte uh, patologii. Uh, pe de altă parte, uh, ni se spune clar în 1 Corinteni că trupul nostru este locul în care locuiește, Templul Duhului Sfânt. Consider că pe acest considerent al proprietății, să spunem, uh, nu pot să fi în același timp și loc sau templu al celui rău, al posesiunii demonice, și în același timp să fii și uh, locuit de Duhul Sfânt. Uh, Poate un alt argument pe care l-aș aduce este faptul că noi am fost răscumpărați sau cumpărați cu un preț. Și aici nu mă refer la o tranzacție care s-a încheiat între Hristos și diavol, ci în sensul, din nou, că noi suntem, aparținem, suntem de drept copiii ai lui Dumnezeu, proprietatea lui. Și sunt texte evidente care, deși nu se adresează în primul rând posesiunii demonice, ne spune foarte clar Pavel în Romani, spre exemplu, că Romani, capitolul 8, cine poate să aducă pâră sau uh, o car împotriva aleșilor lui Dumnezeu. Și el acolo enumeră mai multe condiții de viață, ființe uh, care ar putea să-l despartă pe credincioși de dragostea lui Hristos, printre care și domnii stăpâniri. Care par să fie un indiciu, și foarte mulți comentatori consideră că e vorba despre uh, ființe angelice, ființe demonice chiar. Deci, așadar, un credincios care lare are pe Hristos a trecut prin experiența aceasta a nașterii, din nou, uh, nu poate să fie posedat demonic. Credem în lumea supranaturală și că ea influențează cu cea pământească. În același timp, credem că un creștin aparține lumii spirituale a lui Dumnezeu iar cel rău nu are niciun drept asupra lui.